Cumpărați coinșii NFT24 de pe U7Buy folosind linkul din descriere și folosește codul UNREALBYTE pentru 6% reducere. Mai multe detalii în descriere. Arsenal este o echipă foarte, foarte bună din Anglia, cu o istorie foarte frumoasă. Arsenal are niște jucători foarte buni, precum Saka, Martinelli, Odegaard, însă din păcate nu reușește să câștige acolo Premier League și niciun caz Champions League. Iar în această perioadă de mercato, Arsenal a făcut niște transferuri destul de interesante, precum Mikel Merino, Calafiori sau de ce nu Sterling. Niște transferuri interesante, foarte bune la echipă, așa că noi în videoclipul acesta o să preluăm Arsenal timp de 10 sezoane și o să încercăm să câștigăm toate trofeele și să facem cea bună echipă din lume. E bine, și am ajuns la Arsenal, unde suntem aici Mikel Arteta, și vom prelua Arsenal timp de 10 sezoane cu noile transferuri. Iar ca să facem mai interesant această simulare, trebuie să adăugăm obiective, așa că obiectivele sunt în felul următor. Arsenal trebuie să câștige 25 de trofee. De asemenea, trebuie să câștige UEFA Champions League de 4 ori, trebuie să câștige UEFA Super Cup de 2 ori, să câștige Premier League de 6 ori, să avem 2 jucători de 99 overall în primul 11, un jucător Samuels care a câștigat Gheata de Aur de 5 ori, iar la fel un jucător Samuels care a câștigat Balonul de Aur tot de 5 ori. Iar desigur că avem și regula noastră de un singur transfer per sezon. Și pe lângă aceste obiective și regula noastră, avem desigur roata carierelor, care este chiar aici. Avem aici 10 provocări pentru 10 sezoane, așa că haideți să dăm spin la primul nostru sezon, să ce pică și se pare că pică. Hai deja bun. Perfect. Nu ai voie să transferi niciun jucător acest sezon. E bine, acum că am setat obiectivele și am dat și de roată, hai să vedem și noi cum arată echipa. Și arată destul de bine acolo Merino în mijloc, care o să înșe foarte mult. Mai e la echipă și Calafiori, foarte bun, și Sterling. Overall-urile nu sunt updatate încă, însă o să se updateze dacă o să ne mutăm pe următorul joc, însă o să mai dureze o săptămână, ceva de genul. Totuși în acest sezon n-avem voie să transferăm niciun jucător. Asta înseamnă că cu această echipă trebuie să ne descurcăm. Și să fiu sincer, nu arată așa de bine, adică sunt mulți jucători care trebuie să crească și jucători probabil care nu o să crească, va fi Ben White sau Zinchenko, însă totuși o să încerc eu să dau un development plan bun ca să crească. E bine, și haideți să simăm fără niciun transfer sezonul numărul 1, să vedem ce reușește să facă Arsenal. Sezonul numărul 1 s-a terminat, așa că haideți să vedem cum arată echipa. Și arată destul de bine, însă Gabriel Jesus a accidentat acolo și Saka, obosit, foarte obosit, însă echipa a crescut cât de cât, mai ales Odegaard. Iar la staturi vedem că este Odegaard cu 27 goluri și 24 de asisturi, un sezon foarte bun pentru el. Iar la goluri se pare că este Grealish cu 26 de goluri, nu este Haaland, ceea ce mă miră. Iar în ligă se pare că terminăm pe locul 2, destul de bine, mă așteptam să terminăm pe locul 4 sau 3, dar 2 este destul de bine. Liverpool cu un sezon foarte bun, 95 de puncte. Iar FA Community Shield reușește aici să câștige Manchester City cu 2-1, asta este. Manchester City mai câștigă și merită FA Cup și se pare că câștigă și Carabao Cup, wow! A câștigat tot Manchester City în afară de campionat. Iar în Champions League se pare că trebuie pe locul 1 cu 14 puncte. Unii bani prea s-o scoate pe Benfica cu 4-2 la general, însă în 4 finale se sparge Real Madrid cu 5-1 la general și câștigă Barcelona. Mamă, ce finală, Real Barça. E bine, în sezonul numărul 2, haideți să vedem ce putem să facem la echipă ca să upgradăm, însă înainte să facem orice transfer, haideți să dăm de roată, să vedem ce ne aduce roata. E bine, și să învârte, haide, haide cu geamun. Cea bun, te rog, cea bun. Vinde 2 jucători din primul 11, hai mă, pe bune. Mamă, fix cea mai rea pentru noi. E bine, și avem aici primul nostru 11, haide să vedem ce pică și se pare că pică. Haide, 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 ce-a slab, ce-a slab, ce-a slab. Și se pare că pică Merino, bă, mijlocașul nostru, nou transfer la echipă. Iar al doilea, haide să vedem cine este și se pare că este, haide, 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 Ben White, Ben White, haide, te rog, te rog, te rog, nu, 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 nu. Bine, bun, 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 hai că e bine, hai că e bine. E bine, și bine că l-a picat Saliba, dar Ben White și Merino vor pleca de la echipă, oricum o să-i vindem de fapt. Așa că mergem la ei și îi punem pe lista de transferuri. Ben White și Merino. E bine, și Ben White a plecat la Real Madrid pe o sumă destul de bună. E bine, și Mikel Merino la Liverpool cu 50 de milioane de euro. Iar acum haideți să ne uităm la echipă să vedem ce avem nevoie. Puteți să facem doar un transfer, asta înseamnă că va trebui să alegem bine poziția la pe care vrem să o transferăm. De aceea este de portar, să fiu sincer. Nu știu unde s-a dus Raya, cred că a fost cumpărat clauză, nu știu, dar trebuie să schimbăm pe Neto, clar trebuie să fie cel mai bun decât el. Așa că o să transferăm un portar la echipă. Doar uitați-vă cât buget avem, 309 milioane de euro, damn, insane, insane de mult, păcat că nu o să transferăm un atacant sau un mijlocaș și o să trească să transferăm un portar. E bine, și de ce nu, haideți să transferăm pe Cobol, un jucător foarte bun, 26 de ani, 88 overall, o să ne coste ceva, dar ați văzut că avem bani necesari. E bine, și fără nicio problemă, Cobol vine
la echipă pe o sumă destul de mare, 77 de milioane de euro. E bine, și acum cu Cobol ca portar, eu zic că arată foarte, foarte bine echipa și pregătită pentru acest sezon, chiar dacă ne-am vândut doi jucători. Așa că haideți să sumăm sezonul cu numărul 12 în cerul și să facă Arsenal în continuare. Sezonul cu numărul 2 s-a terminat, hai să vedem cum arată echipa și arată foarte, foarte bine. Odegaard la 92, Havertz care a jucat destul de bine. Iar la goluri vedem că este Saka cu 47 de goluri. Wow, câte goluri! La asisturi este Odegaard. Iar gheata de rog câștigă aici Saka, bine acolo, cu 29 de goluri distanță, destul de mică versus Salah aici, cu 27 de goluri. Și David la fel. Și se pare că reușim să câștigăm pentru prima oară Premier League cu 90 de puncte. Un sezon foarte, foarte bun pentru noi. Însă nu reușim să câștigăm Emiratul SFA Cup, aici este Manchester City. Iar în Carabao Cup pierdem în finală versus cei de la Liverpool, ne bate cu 4-1. Iar în Champions League terminăm pe locul 1 cu 15 puncte. Unde mai departe se pare că ne scoate la Atletico Madrid cu 9-8 la penalti. Bă, ne-a scos la penaltiuri și câștigă Manchester City. Ok. În sezonul numărul 3, haideți să vedem ce puteți face la echipă. Clar avem nevoie de un nou right back, un nou left back și poate ceva în atac. Însă înainte să facem noi orice transfer, haideți să dăm de roată să vedem ce pică. E bine, și se învârte, haide. Cea bun. Dacă nu câștigi 3 trofee în acest sezon, pierzi jucători din primul 11. Destul de grea provocarea, 3 trofee. Mamă, e foarte, foarte, foarte mult pentru noi. Ar însemna să câștigăm Premier League, Carabao Cup și FA Community Shield și Emirates SFA Cup, ca să fim siguri acolo. Dar totuși o să vedem ce reușim. Dar dacă să ne gândim ca să reușim, trebuie să avem o echipă destul de bună. Asta înseamnă că ne trebuie un right back, un left back sau un atacant foarte bun la echipă. Iar noi în momentul de față avem 193 milioane de euro, deci avem destui bani, încă putem să transferăm un atacant destul de bun. Pentru că right back-ul și left back-ul eu zic că mai putem să mai îi ținem pe ei. E bine, și aici nu, haideți să transferăm pe Vlahovic, un atacant foarte, foarte bun. 25 de ani, 87 overall. Costă și destul de puțin pentru că expiră contractul, așa că este perfect deal pentru noi. E bine, și Vlahovic vine la echipă pe o sumă destul de mare, dar destul de bună pentru noi. 78 de milioane de euro pentru el. E bine, și acum cu Vlahovic în atac arată foarte, foarte bine echipa. Eu zic că atacul ăsta o să scrie multe, multe goluri. Zic că o să se descurce sezonul ăsta ca să câștigăm 3 trofee. Tierney cu Zinchenko și ei sper să se descurce. Așa că haide să simăm sezonul cu numărul 3 să vedem ce reușim să facem și dacă reușim să câștigăm 3 trofee. În 2025, haide să vedem ce câștigă balonul de aur. Are șansă Saka cu Odegaard, deci hai să vedem cine este. Și se pare că este Saka, bine acolo Saka. Iar dacă n-am câștigat Champions League, uitați-vă că reușim să câștigăm balonul de aur cu Saka. Sezonul numărul 3 s-a terminat, hai să vedem cum arată echipa și arată foarte bine. Vlahovic la 92 overall, a crescut foarte, foarte mult. Iar la goluri se pare că este Vlahovic cu un sezon extraordinar, 48 de goluri și 20 de asist. Iar golgetter clar trebuia aici să fie Vlahovic cu 31 de goluri. Și se pare că reușim să câștigăm Premier League, acesta fiind primul trofeu câștigat în acest sezon. Nu uitați că trebuie să câștigăm 3 trofee, deci haideți să reușim. Din păcate pierdem FA Community Shield 3-1 versus și Manchester City, asta ne poate costa. Și nu câștigăm nici Emirates FA Cup, câștigă aici Liverpool, am rămas Carabao Cup și UEFA Champions League. Haideți să reușim. Ok, și se pare că în Carabao Cup reușim să-i bate pe cea Manchester City cu 4-0. Acum dacă am reușit să câștigăm Champions League, am scăpat. Dacă nu, va trebui să vindem un jucător. Iar în Champions League terminăm cupa pe locul 1 cu 18 puncte, foarte bun start. Dar în round of 6 se pare că ne scoate AC Milan 4-3 la general. Nu câștigăm UEFA Champions League, asta înseamnă că am câștigat doar două trofee, câștigă aici Barcelona și va trebui să dăm de roată să vedem cine pleacă de la echipa noastră. E bine, și cam aceasta este roata cu tot primul 11 al nostru. Haideți să vedem totuși ce pică. E bine, și se pare că pică, haide, un jucător slab, de la mine în echipă. Și se pare că pică Gabriel sau Rice. Se pare că este Gabriel. Ok, este ok. E mai bine oricum decât Rice. E bine, și va trebui să mergem să-l punem pe Gabriel pe lista de transfer, dar haide să o să intrăm și în următorul sezon. E bine, și în sezonul numărul 4, până când vin ofertele pentru Gabriel, haideți să vedem de o dată să vedem ce pică. E bine, și pentru sezonul acesta se pare că pică, haideți să vedem. Ai voie să faci un jucător de 99 overall dacă câștigi UCL. O provocare foarte, foarte bună pentru noi. Clar trebuie să câștigăm UEFA Champions League. E bine, ca să facem chestia asta, pe lângă că pleacă Gabriel de la echipă, un fundaș foarte bun, dar totuși am văzut aici că avem pe Timber, care este destul de bun, 85 overall, 25 de ani, poate juca lejer încă câțiva ani. Totuși, hai să așteptăm până când îl vinde pe Gabriel. Da, și prima ofertă pentru Gabriel, dar este de la Real Madrid, 55 de milioane de euro, destul de bună oferta, așa că probabil Gabriel se duce la Real Madrid. E bine, și sper că da, Gabriel pleacă la Real Madrid. Asta este un transfer destul de prost pentru noi, dar
Asta a fost trebuia să facem pentru că n-am câștigat 3 trofee. E bine, și avem destui bani, avem 184 de milioane de euro. Clar avem bugetul necesar pentru a transfera cam cel mai bun ride pack care există, așa că haideți să-l căutăm. E bine, și clar cel mai bun ride pack din joc ar trebui să fie Jeremy Frimpong, 25 de ani, destul de tânăr, 84 overall și poate să crească în continuare. Nu o să ne coste foarte mult surprinzător, așa că haideți să-l cumpărăm. Așa că vine Frimpong la echipă pe o sumă destul de bună, 60 de milioane de euro pentru el. E bine, și acum cu Frimpong pe dreapta, eu zic că o să ne sucăm UEFA Champions League și sper ca Timber să crească și să se scurce și el. Așa că haideți să sunăm sezonul numărul 4 să ne reușim să câștigăm UEFA Champions League cu Arsenal. În 2026, haideți să vedem cine câștigă balonul de aur și se pare că este și este Vlahovic câștigă balonul de aur. Bine acolo, Vlahovic. Câștigăm și fără să câștigăm UEFA Champions League. Sezonul numărul 4 s-a terminat. Hai să vedem cum arată echipa și arată foarte bine. Saka la 94 overall, Odegaard la 94, chiar a crescut foarte bine și Frimpong. Iar la goluri se pare că a fost aici Vlahovic cu 46 de goluri, Saka în spate cu 32 și la asisturi este Vlahovic cu 16 asisturi. Iar la goluri se pare că este Bruno Fernandes cu 30 de goluri. Wow, ce sezon a avut. Vlahovic pe locul 2 cu 27. Iar se pare că reușește să câștigăm din nou Premier League cu 105 puncte. Deja n-a obișnuit. Câștigăm și FA Community Shield cu 2 la 1 versus la Liverpool. Câștigăm și Emirates FA Cup cu 5 la 0 versus la Wolves. Și câștigăm și Carabao Cup versus și la Brighton cu 5-0. Iar aici Champions League este ceea ce ne interesează pe noi, pentru că dacă reușim să câștigăm, facem un jucător de 99 overall, terminăm cu papelul cu 1 cu 16 puncte, mai departe o scoate pe Inter cu 6-3 la general, o scoate și pe RB Leipzig cu 2-0 la general și în semifinal o scoate pe Barcelona cu 4-1 la general, iar finala vă juca versus și la Real Madrid. Haideți să vedem dacă reușim să câștigăm finala și să facem un jucător de 99 overall. 3, 2, 1 și reușim să câștigăm la penaltiuri cu 3-0. Bine acolo, ce finală, 3-3 și se sfârșește la penaltiuri și câștigăm noi cu 3-0. Asta înseamnă că putem să facem un jucător din primul 11, 99 overall. E bine, și în sezonul numărul 5, haideți să vedem pe cine facem de 99 overall. În echipa noastră avem jucători foarte, foarte buni, precum Vlahovic, Saka, Odegaard, însă trebuie să facem unul dintre ei 99 overall. Iar fie de să facem pe Havertz și să schimbăm pe Zinchenko sau să-l facem pe Zinchenko, dar are 30 de ani, nu știu să zic, nu prea-și vrea, sau pe Timber, dar sincer să fiu, cred că o să-l fac pe Havertz. Merită să aibă 99 overall. E bine, și acum Havertz are 99 overall. Toate staturile de 99 arată bestial. E o bestie efectiv acolo în mijloc. Un duo chiar foarte bun cu Odegaard. Însă înainte să transferăm și un left back la echipă, haide să dăm de roată spre ce pică în acest sezon. E bine, și se pare că pică. Haide cea bun. Trebuie să faci un jucător din primul 11 de 16 ani. E perfect. Ne-a picat efectiv ce trebuie. Fix ce trebuia. Haideți să găsim ce aia bătăm jucătorul în echipă și să facem de 16 ani încât să crească foarte, foarte mult. Însă pe cine să facem este destul de greu, dar de fapt nu. Hai să facem pe Zinchenko. De ce să transferăm noi alt left back când avem aici pe Zinchenko, are 30 de ani, o să-l facem de 16 ani și o să crească foarte, foarte mult. Cred că asta este cea mai bună alegere. E bine, și acum Zinchenko are din nou 16 ani, este acolo un puști la echipă, cel mai tânăr probabil din echipă și o să crească, sunt sigur că o să crească destul de mult. Oricum echipa arată foarte, foarte bine, mai ales Havertz de 90 și nu abia aștept să văd ce reușește să facă sezonul acesta. Iar ca transfer, da, nu cred că este nevoie să transferăm pe nimeni. Avem cea mai bună echipă în momentul de față. Așa că haideți să simulăm sezonul numărul 5 să vedem ce reușim să facem în continuare cu Arsenal. În 2027, haideți să vedem ce câștigă balonul de aur și se pare că este Vlahovic din nou. Bine, Vlahovic cu două baloane de aur. Sezonul numărul 5 s-a terminat. Hai să vedem cum arată echipa noastră și arată foarte, foarte bine. Vedem că Zinchenko a crescut la 87, Vlahovic la 95, chiar a crescut foarte mult, și Odegaard la 96, iar la goluri se pare că este Havertz cu 47 de goluri. Wow, efectiv wow. Iar în spatele lui Vlahovic cu 45 și Martinelli cu 44. Ce sezon pentru Arsenal. Iar gheata de aur clar câștigă aici Havertz cu 30 de goluri, doar uitați-vă ce în spatele lui Vlahovic și Martinelli. Clar reușim aici să câștigăm Premier League cu 112 puncte. Câștigăm și FA Community Shield la penalty versus și la Manchester United cu 5-3. Câștigăm și Emirates FA Cup cu 4-0
3-0 versus și la Manchester United, ci câștigăm și Carabao Cup versus și la Bournemouth cu 3-0. Iar reușim să câștigăm și UEFA Super Cup cu 1-0 versus și la Liverpool, un trofeu important. Iar în Champions League se pare că terminăm grupa pe locul 1 cu 18 puncte, unde mai departe dăm de Bayern pe care o spargem cu 8-0 la generală, mai departe o spargem și pe Paris Saint-Germain cu 8-0 la generală, și în semifinale o batem pe Barcelona cu 4-3 la generală. Iar în finală vom juca versus și la Inter, haideți să facem reușim să câștigăm. 3, 2, 1 și reușim să batem cu 2-1, câștigăm UEFA Champions League din nou, luăm trofeu acasă. Cred că câștigăm de 2 ori, dacă nu mă înșel, e a doua oră parcă. În sezonul numărul 6, haideți să vedem ce puteți face la echipă. Ea crește oricum în continuare, foarte, foarte mult și doar trebuie să transferăm jucători pe banca de rezerve, pentru că vedem că n-au cam plecat niște jucători. Însă înainte de toate, haideți să dăm de roată să vedem ce pică. E bine și se pare că pică, haideți să vedem. Ai voie să transfer doar jucători care au mai jucat la Arsenal, foarte interesant. Însă pe ce să transfer? Clar ne trebuie un portar de rezervă, așa că haideți să căutăm un portar. E bine și haideți să-l transferăm pe Ramsdale, care aparent este la Southampton. Nu știu ce caută la echipa aceasta, dar ok. O să ne coste foarte puțin, el a mai jucat clar la Arsenal, așa că haideți să-l transferăm. E bine și acum cu Ramsdale arată foarte, foarte bine aici echipa. Clar o să joace mai bine. Așa că haideți să simulăm sezonul numărul 6, dacă reușim să câștigăm din nou UEFA Champions League. În 2028, haideți să reușim să câștigăm din nou balonul de aur și se pare că, haide, reușim din nou cu Vlahovic să-l câștigăm. Cred că a treia oară câștigă Vlahovic balonul de aur. Sezonul cu numărul 6 s-a terminat, haideți să vedem cum arată echipa noastră și arată foarte, foarte, foarte bine. Efectiv, în momentul de față avem tot squadul de 90 plus overall. Iar la goluri se pare că este Havers cu un sezon foarte, foarte bun, 59 de goluri și 30 de asisturi. Iar în spate Vlahovic cu 47 de goluri, iar clar Havers câștigă aici gheata de aur cu 35 de goluri și în spatele lui Vlahovic cu 32 de goluri. Reușim să câștigăm și Premier League cu 114 puncte fără nicio problemă, n-am pierdut absolut niciun match. Câștigăm și FA Community Shield 3-2 versus cei de la Manchester City. Câștigăm și Emirates FA Cup 5-0 versus cei la Crystal Palace și câștigăm și Carabao Cup versus cei la Chelsea cu 3-0. Mai câștigăm și UEFA Super Cup cu 2-0 versus cei de la AS Roma și cred că am completat acel obiectiv. Iar în Champions League se pare că trenăm cupa noastră pe locul 1 cu 18 puncte. Unde mai departe o scoatem pe PSG cu 5-2 la general, o scoatem și pe AS Roma cu 7-0 la general și în semifinale o scoatem pe AC Milan cu 5-3 la general, iar finala vom juca versus cei de la Real Madrid. Haideți să vedem dacă reușim să câștigăm. 3, 2, 1 și reușim să câștigăm cu 3-0, batem pe Real Madrid, care știm că este cam cea mai bună aici în Champions League. Nu sunt sigur de câte ori am câștigat Champions League, dar cred că de fost 3 ori sau 4 ori. În sezonul numărul 7, haideți să vedem ce putem să facem la echipă. Ea arată foarte, foarte bine, însă avem nevoie de bancă de rezervă pentru că Sterling, da, nu mai poate și avem nevoie de un nou mijlocaș. Însă noi să facem un transfer, haideți să vedem ce ne oferă roata noastră în acest sezon. Ei bine, și se pare că pică, haideți să vedem, în acest sezon ai voie să faci două transferuri. Perfect, chiar este perfect pentru noi. Ei bine, deja știu ce transfer vreau să fac, un nou mijlocaș de rezervă și cred că în locul Partey are 36 de ani, mă mir că încă are 87 overall, dar să fiu sincer, aș mai transfera un fundaș bun de rezervă în locul lui Calafiori. Și se pare că avem un buget destul de mare, 207 milioane de euro, așa că haideți să transferăm 2 jucători buni. Ei bine, și de ce nu, haideți să transferăm pe Bremer și pe Arda Güler, 2 jucători foarte, foarte buni care o să intre la noi în echipă, cel puțin pe banca de rezerve. O să ne coste ceva, Bremer o să ne coste pe 20 de milioane și Arda Güler pe 120 de milioane, dar ok, avem bani necesari. Ei bine, și Arda Güler vine la echipă cu o sumă destul de bună, 120 de milioane de euro pentru el. Ei bine, și acum cu Arda Güler și cu Bremer aici pe banca de rezerve, eu zic că arată mult, mult la bine echipa. Oricum, primul 11 arată insane, toți jucătorii 90 plus overall, așa că haideți să simulăm sezonul numărul 7 să vedem ce mai putem să mai câștigăm cu Arsenal. În 2029, sezonul numărul 7, haideți să vedem ce câștigă balonul de aur și sper că este Vlahovic în continuare. Sincer, cred că ar trebui să câștige Havert balonul de aur, pentru că a scris multe goluri overall. A fost bun, dar nu cred că poate să câștige din cauza că este camul, iar Vlahovic este atacant. Dar oricum câștigăm balonul de aur și mi se pare că are 4 sau 5 balone de aur Vlahovic. Sezonul numărul 7 s-a terminat, hai să vedem cum arată echipa și arată foarte bine, chiar foarte, foarte bine. Cobol la 99 overall, bine acolo Cobol și Odegaard mai puțin și ajunge și el la 99 overall. Dar avem 3 jucători, ba chiar Vlahovic sau Saka. Wow, echipa asta arată prea, prea bine. Iar la goluri se pare că este aici Vlahovic cu 49 de goluri, insane. Uitați-vă și spate, 48, 46, 33. Gheata de oră însă o câștigă aici Havers cu 28 de goluri la egalitate cu Haaland, dar asta este o presmă cu câștigă amândoi. Însă Premier League aici ne-am obișnuit să câștigăm noi cu 114 puncte. De asemenea, FA Community Shield câștigăm cu 3-0 versus la Spurs. Mai batem o dată pe Spurs cu 4-0 în Emirates FA Cup și câștigăm. Și în Carabao Cup bate pe celălalt City cu 3-0 și reușim să câștigăm.
câștigăm. Și reușim să câștigăm din nou UEFA Super Cup cu 4-0 versus și de la Monaco. Iar în Champions League terenul grupa noastră pe locul 1 cu 18 puncte fără nicio problemă. Mai departe o scoate pe Real Madrid cu 7-0 la general, o scoate pe Leeds cu 7-1 la general și în semifinală o scoate Manchester City cu 6-0 la general. Efectiv e prea bună echipa noastră, prea bună. Iar finala va juca versus și la Leverkusen. Haideți până că reușim să batem și pe ei în finala UEFA Champions League. 3, 2, 1 și reușim să batem cu 3-1, câștigăm din nou fără nicio problemă toate trofeele în acest sezon. Cu 3-1 îi batem pe cei de la Leverkusen. În sezonul numărul 8, haideți să începem să facem la echipă în continuare. Și nu s-o face mai bună, dar să ne ocupăm de banca de rezervă pentru că au plecat doi jucători buni de la noi, precum Partey și acel atacant, nu mai țin minte numele lui. Oricum trebuie să facem echipa asta să arate cât de bine putem noi. Dar totuși haideți să dăm de roată să vedem ce pică. E bine și în acest sezon, haideți să vedem ce pică. Oh, perfect, perfect. În acest sezon nu ai niciun ban, deci nu puteți să face niciun transfer. Dar totuși haideți să vedem câți bani avem noi. Vedem că pierdem 148 de milioane care s-au transformat în 0 euro. Da, nu mai avem niciun ban, asta este. Oricum echipa asta arată foarte bine și fără două transferuri tot se descurcă foarte bine. Așa că haideți să ținem în sezonul numărul 8 direct și să vedem ce reușim să facem în continuare cu Arsenal. În 2030, hai să vedem cine câștigă balonul de aur. Probabil că o să fie Vlahovic, dar hai să vedem. Da, o să fie Vlahovic, sau este Vlahovic. Al 6 la balon de aur, dacă nu înșel, foarte bine pentru el. Sezonul numărul 8 s-a terminat. Hai să vedem că mai avem un 99 overall în echipă și nu, n-avem încă. Mai trebuie Saka și Odegaard, dar mai greu ei. Totuși arată extraordinar de bine echipa. Iar la goluri este Vlahovic cu 47 de goluri, în spatele lui Odegaard cu 46 și Havertz în spate tot cu 46. Gata, dar aici fără nicio problemă, Vlahovic câștigă cu 31 de goluri. În continuare câștigăm Premier League fără nicio problemă cu 114 puncte. FA Cup United și la fel cu 4 goluri îi bate pe cei la Chelsea. 4-0 îi bate și pe cei la Wolves în Emirate FA Cup și câștigăm. Iar în Carabao Cup îi bate pe cei la Liverpool cu 4-0. Efectiv pe toți îi bate cu 4-0 și câștigăm meciul. Și se pare că și în UEFA Super Cup îi bate pe cei la Manchester United 4-0. Tot cu 4-0. Iar în Champions League terminăm cu pasul nostru pe locul 1 cu 18 puncte ca de obicei. Mai departe o scoatem pe Juventus cu 9-1 la general. O scoate și pe AC Milan cu 7-1 la general și în semifinalul scoatem pe Inter cu 6-0 la general. Oh, i-am spart pe toți efectiv. Iar finala este versus la Paris Saint-Germain. Haideți să vedem că reușim să câștigăm. 3, 2, 1 și reușim să câștigăm. Nu cu 4-0, cu 5-1. Oricum diferența este de 4 goluri. Deci tot cam pe acolo. Totuși reușim să câștigăm din nou UEFA Champions League. În sezonul numărul 9, haideți să vedem că reușim să facem pe cei doi jucători, adică pe Saka și pe Odegaard la 99 overall. Totuși mai avem nevoie de niște jucători pe banca de rezerve ca să o facem perfectă. Dar haideți să ne derotăm să vedem ce pică. E bine, și sper că pică. Haide, haide. Dacă câștigi UCL, poți să furi un jucător de la Manchester City. Dar dacă nu câștigi, ei îți vor fura un jucător din primul 11. Foarte, foarte bun pentru noi. Mai ales că noi câștigăm back-to-back Champions League-uri. Și cine știe, poate nu pe Haaland la echipă. E bine, și dacă fac un transfer și dacă nu fac, eu tot câștig Champions League, eu așa zic. Dar totuși, haideți să facem un transfer aici pe banca de rezerve, un mijlocaș. E bine, cine ce nu, haideți să transferăm pe Dani Olmo de la Barcelona. Un jucător destul de bătrân, însă perfect pentru noi. Așa că haideți să transferăm. E bine, și acum cu Dani Olmo acolo pe banca de rezerve, arată mai ok. Banca de rezerve, că primul 11 arată perfect. Așa că haideți să mai și să facem încă doi jucători de 99 overall și să câștigăm UEFA Champions League. E bine, și balonul de aur câștigă Vlahovic în continuare aici. E prea bun, e prea bun Vlahovic. E drept, e și singurul atacant la noi care înscrie. Cred că are undeva la 7 baloane de aur. O să ajungă pe Messi probabil. Sezonul numărul 9 s-a terminat. Hai să vedem cum arată echipa și dacă avem pe la urmă încă doi de 99 overall și reușim, avem Saka la 99 și Odegaard la 99. Havertz desigur că e la 99, Kobel la 99. Prima oară când avem 4 jucători de 99 overall. Iar la goluri este Vlahovic cu 56 de goluri. Mamă, câte goluri. Odegaard în spate cu 45, Havers cu 38, Martinelli cu 34. Efectiv a crescut prea mult, prea mult echipa noastră. Gata de aur, clar o câștigă aici Vlahovic cu 37 de goluri. Efectiv a rupt. Câștigăm și Premier League ca de obicei cu 114 puncte, fără nicio înfrângere și fără niciun egal. Câștigăm FA Cup United Shield cu 5-1 versus la Spurs. O bate și pe Everton în Emirates FA Cup cu 4-0. O bate și pe West Ham cu 3-0 în Carabao Cup. Câștigăm și UEFA Super Cup cu 3-0 versus și la Frankfurt. Iar în Champions League terminăm grupa noastră pe locul 1 ca de obicei cu 18 puncte. Unde mai departe o sparge pe Bayern cu 6-0 la general. O sparge și pe Villarreal cu 9-0 la general. Și în semifinale o sparge și pe Barça cu 7-0 la general. Iar în finala vom juca versus și la AC Milan. Hai să facă reușim să câștigăm încă o finală de Champions League și să furăm un jucător de la Manchester City. 3, 2, 1 și reușim să-i batem cu 3-0 fără nicio problemă acolo. Câștigăm UEFA Champions League și putem fura un
jucător de la Manchester City. E bine, și în sezonul cu numărul 10, în ultimul sezon, haideți să vedem ce putem să facem. În primul rând, haideți nedorată înainte să furăm un jucător la City și să vedem ce pică. Clar este ultima variantă și se pare că este, trebuie să facem un jucător din primul 11 de 35 de ani. Ok, ok. E bine, și pe cine să facă 35 de ani? Totuși, 35 de ani e destul de mult. Pe Cobble am putea? Da, are 34 de ani. Perfect. Uite, cred că Cobble. Da, clar Cobble. E bine, și acum Cobble are 35 de ani, destul de bine acolo, că am avut un jucător care era doar un an distanță. Însă acum haide să furăm un jucător de la City. Clar avem nevoie pe banca de rezerve. E bine, și cam ăștia sunt cei buni jucători de la City. Desigur, Foden, Haaland, Savio, Ruben Dias. Este clar pe ce să merge, adică trebuie neapărat să luăm pe Haaland. 94 overall o să fac acolo, foarte bună treabă împreună cu Vlahovic. Așa că da, haide să îl furăm pe el. E bine, și Haaland vine la echipă pe o sumă destul de mare, 122 de milioane de euro. E bine, probabil cea mai mare trădare din istorie, dar Haaland, ia uite la echipă la noi. O să se descurce foarte bine aici în atac împreună cu Vlahovic. Iar acum haide să primăm ultimul sezon, sezon cu numărul 10 de veni, ce va reuși să facă Arsenal. E bine, și în ultimul sezon, sezon cu numărul 10, haide să facă Vlahovic câștigă ea balonul de aur și sper că da. Este Vlahovic al 8-lea balon de aur, dacă nu mă înșel. E bine, și ultimul sezon s-a terminat. Haide să vedem cum arată echipa și arată foarte, foarte bine. Odegaard și Havertz din păcate au scăzut, dar totuși am rămas cu 2,99, Saka și Cobble. Iar la goluri, Martinelli cu 70 de goluri. Wow! Efectiv, cred că este un record. Pe bune că este un record. 70 de goluri într-un sezon? Incredibil! Martinelli. Dacă era Vlahovic, nu mă miram, dar totuși Martinelli clar a câștigat el. Da, clar. Cu 38 de goluri câștigă gheata de aur. Câștigăm pe departe aici în Premier League cu 114 puncte. Îi batem și pe Spurs în FA Cup Match cu 4-0. Câștigăm și Emirates FA Cup cu 3-0 versus cel Liverpool. Îi batem pe Spurs din nou cu 2-0 în Carabao Cup și câștigăm. Și câștigăm în continuare UEFA Super Cup cu 2-0 versus la Paris Saint-Germain. Iar în Champions League trenăm grupa cu 1 și vedem că a fost în grupă cu PCSB, bine acolo. Mai departe o spargem pe RB Leipzig cu 8-0. Îi bate și pe cel Juventus. În semifinală îi bate și pe cel Chelsea cu 6-0 la general. Iar finala vor juca versus cel Leverkusen. Hai să reușim să câștigăm și ultima finală de Champions League. 3, 2, 1 și da, câștigăm 4-1. Efectiv, echipa noastră este la un alt nivel. Este cea mai bună echipă din istorie. E bine, și cam astea au fost 10 sezoane petrecute la Arsenal. De la o echipă care n-a mai câștigat de mult Premier League, am reușit să câștigăm atâtea Premier League-uri. Și o echipă care n-a câștigat niciodată Champions League. Am câștigat, cred că, 6 Champions League-uri. Multe baloane de aur la echipa noastră. Oricum, a avut o echipă prea bună. Clar, am completat toate obiectivele. Nu uitați acolo în comentarii să scrieți cu ce echipă să mai fac, idei pe care să le adăugăm la roata carierelor. Și desigur, stați pe fază că vine EFC 25 și o să facem și acolo cariere. Dacă v-a plăcut, nu uitați acolo să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri, să vă abonați în caz că n-ați făcut deja, să activați clopoțelul. Am fost Unreal Byte, v-am pupat, pa, pa!